conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Învățați să faceți binele, căutați judecata, este motoul biblic care se constituie ca temă de reflecție și rugăciune pentru întâlnirile ecumenice din acest an, organizate cu ocazia săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor, cu desfășurare de la 18 la 25 ianuarie 2023. Din promovarea binelui după voința lui Dumnezeu decurge înfăptuirea judecății a dreptății. Ele nu se pot disocia, iar binele și judecata devin temelia pe care se poate construi ceea ce ne dorim toți cu atâta ardoare, o lume nouă, o lume frumoasă, o lume în care fiecare își deschide inima spre frații săi și alungă păcatul care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu și îl înstrăinează de ceilalți oameni. Scrie în al preasfințitul Aurel Percă în mesajul pentru săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor de anul acesta. Ne dorim și noi să dedicăm o serie de interviuri în această săptămână și, bineînțeles, zilele următoare acestei teme, unității creștinilor, și mă bucur să-l salut în această dimineață și să pornim la drum cu preasfințitul Călin Ioan Bot, episcopul auxiliar greco-catolic de Lugoj și președintele Comisiei pentru Dialog și Ecumenism în Conferința Episcopilor din România. Lăudat să fie Iisus Hristos și bine ne auzim la Radio CSFM și ne vedem la Angelus TV. Lăudat să fie în veci, bine vă găsesc pe această cale. Mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră și că ne ajutați să înțelegem mai bine necesitatea acestei săptămâni și nu doar acestei săptămâni, pentru că vom vedea și sigur va reieși acest lucru, rugăciunea pentru unitatea creștinilor ar fi bine să fie o constantă în viața noastră. Dar aș porni dialogul nostru de la poate cea mai simplă întrebare, dar poate complicat răspuns. Ce reprezintă ecumenismul și practic cum se prezintă astăzi dialogul ecumenic, preasfințite? În primul rând, ecumenismul este un demers dorit de Iisus. El este cel care a rugat pentru asta, El este cel care a întemeiat o biserică, El este cel care ne dorește să fim una, să fim uniți, să fim în comuniune. Dar, în același timp, așa cum orice lucrare care aduce roade bune constituie în zilele noastre, ecumenismul constituie și o provocare. Probabil a constituit tot timpul, dar, adică, sigur, a constituit tot timpul. Dar vreau să fac această subliniere. Constituie o provocare. Oare dorim cu adevărat o apropiere unii de alții? Și mai precis, ce limite punem aceste apropieri? Acesta este un prim gând. Ecumenismul o provocare, dar o provocare de creștere. E clar că Biserica Catolică a fost întotdeauna deschisă și va rămâne deschisă ecumenismului. Noi am fost educați astfel din seminariile teologice, iar documentele și acțiunile constante ale Bisericii Catolice merg în această direcție. Și vreau să mai spun și ceva caracteristic greco-catolicilor și ceva personal. Iertarea pe care am văzut-o la cei care au suferit foarte mult pentru credința și confesiunea lor, la înaintașii noștri, la preoți, episcopi, călugări, această iertare nu ne permite să nu rămânem deschiși ecumenismului. Așa, în câteva cuvinte. Și apoi, totuși aș mai adăuga ceva. Trebuie să ne ferim de o anumită rutină în privința acestor demersuri ecumenice care se fac. Și se fac de o bucată bună de vreme. Să ne ferim de o anumită rutină și de tendința unui formalism. Ne-am obișnuit cu octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Sigur că e ceva la care nu putem renunța cu ușurință, fiind dorința lui Iisus ca tot să fim una și fiind o inițiativă internațională. Dar e nevoie să depășim această posibilă rutină și tendință la formalism. Ok, procedăm așa, că așa face toată lumea. Cam acesta este răspunsul la prima dumneavoastră întrebare.
Dar cum să înțelegem unitatea creștinilor? De ce nu poate și din această perspectivă pe care ați amintit-o a nu rămâne doar la un formalism și a înțelege cu adevărat importanța și necesitatea rugăciunii pentru unitatea creștinilor? Rațiunea sănătoasă ne spune că Iisus a întemeiat o singură biserică, nu numai rațiunea, asta o știm și din Scriptură, și că dorește comuniune, dorește să fim una și să fim una asemenea unui corp care are mai multe membre. Nu? Aceasta este una dintre imaginile bisericii, ce este biserica, un corp armonios cu mai multe membre. Și este de asemenea numită de Iisus mireasă. Prin urmare, Iisus dorește să fim una. În rugăciunea sacerdotală pe care o regăsim în capitolul 17 de la Ioan, Iisus ne pune în gardă în privința dezbinării. Știe că vor urma tentații, că vor urma ispite și că vor urma dezbinări. Ne pune în gardă și în același timp se roagă Tatălui și cere harul. Deja de atunci, harul e cerut. Noi doar rămâne să fim deschiși să-l primim. Harul cu siguranță plutește asupra lumii, harul unității. Dar e nevoie ca noi să ne deschidem sufletele. Deci e clar că voința lui Dumnezeu este ca noi să fim una și că nu este una interpretabilă. Ecumenismul nu este o alegere. Unitatea pe care o dorește Dumnezeu nu este o alegere. Când ne rugăm, nu? Pentru că este săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, când ne rugăm nu facem altceva, dacă ne rugăm bine, decât să ne deschidem sufletul, să ne deschidem mintea, să ne deschidem inima. Rugăciunea știm că este un dialog cu Dumnezeu și atunci asta presupune că nu doar noi îi spunem, ci îl și ascultăm. Și avem posibilitatea să ascultăm și să înțelegem în inima noastră ce vrea Dumnezeu, concret, acum, de la mine, de la noi, ca și comunitate sau ca și comunități. Deci rolul rugăciunii este acesta, să ne deschidem sufletele, mințile, inimile și să înțelegem ce voiește Dumnezeu în contextul concret pe care îl trăim. Să lăsăm privirea lui să ne judece, nu în sensul să ne condamne sau să ne zdrobească, să ne judece, să ne îndrepte, să ne purifice intențiile, faptele, gândurile. Cam așa. Cum să înțelegem însă săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, cum a luat ea naștere și de ce e bine să o marcăm și cum se marchează? Rolul săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor este acela de a ne aminti în fiecare an, dacă uităm, de a ne aminti și de a crea condițiile și contextul întâlnirilor, a reflecției, a dialogului și a conlucrării între noi, confesiunile creștine. Și de fapt asta face. Creează condiții și contextul pentru ca noi să ne întâlnim, să ne vedem, să discutăm, să dialogăm, să reflectăm și sigur să conlucrăm la acest deziderat al unității creștinilor. Mișcarea ecumenică începe istoric la conferința misionară mondială ținută la Edinburgh, în Scoția, în anul 1910. Și rațiunea este următoarea. Odată cu intensificarea activității misionare protestanților în secolul XIX în Africa, Asia și Oceania, ce au constatat acești misionari? Că ei, făcându-l cunoscut pe Hristos, acestor popoare, duceau deopotrivă și diviziunea dintre ei, între creștini. Fiindcă ei cunoșteau pe mai multe filiere creștinismul. Deci, ducând învățătura lui Hristos, ducându-l pe Hristos, acestor popoare și-au dat seama că le duc deopotrivă diviziunea. Și acest lucru este scandalos. Pardon. Este contraproductiv. De aceea, ecumenismul presupune toate inițiativele, activitățile care se fac în vederea promovării unității, toate eforturile pentru a crește spre o comuniune tot mai deplină. Amintați de aceste întâlniri, de aceste reflecții care în fiecare an au la bază o temă diferită, un gând preasfințit pe marginea temei de anul acesta. Învățați să faceți binele, căutați judecata. Da,
este un citat din cartea profetului Isaia, capitolul 1, versetul 17. Este deja obișnuință ca în fiecare an să fie propusă o temă pentru a reflecta împreună. Sunt cuvintele Domnului. Sunt cuvintele Domnului Dumnezeu pe care le aude profetul Isaia. Cuvinte adresate atât conducătorilor poporului, cât și întregului popor de atunci și nu numai. Cei care le-au ales au considerat că ni se potrivesc azi. Sunt, așa zise, plângere asupra Ierusalimului. Dumnezeu vorbește împotriva unui popor ingrat, nerecunoscător, împotriva ipocriziei. Dumnezeu aici și prin aceste cuvinte și prin celelalte din capitolul 17, din capitolul 1, Dumnezeu corectează poporul și pe conducătorii lui. Îi cheamă la pocăință, la smerenie, la regândirea situației, a atitudinilor, atitudinii a lucrurilor. Și mai concret, învățați să faceți binele, căutați judecata, sunt de fapt lucruri foarte simple, dar fundamentale. Nu? A face binele. E un lucru foarte simplu, dar e fundamental. Binele este un demers de făcut zilnic. Nu ajunge o decizie, o hotărâre luată la un moment dat. E necesar și acest lucru. Dar binele trebuie să-l alegem zilnic. E nevoie să ne analizăm mereu, să ne examinăm conștiința și știm că în practica bisericii noastre există așa ceva. Iezuiți o fac de două ori pe zi. Apoi, a face binele este un demers care, iată, se cere a fi învățat. Să învățăm să facem binele, să învățăm și să reînvățăm. Se pare că nu vine de la sine, că este un drum, este nevoie de un drum de creștere. Și apoi, căutați judecata. Care judecată? Cred că este vorba despre ceea ce judecă, cea care judecă, instanța care judecă, este rațiunea noastră. Căutați să fiți raționali și nu viscerali. Să nu ne conducă instinctele, ci rațiunea, pentru că rațiunea ne caracterizează ca și oameni, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Căutați judecata, deci căutați să judecați ca și fii ai lui Dumnezeu, creați după chipul său. Și de precizat neapărat, judecata se face în funcție de dreptate și în funcție de adevăr. Ce este just? Dacă nu fundamentăm o relație pe dreptate și pe adevăr, acea relație nu poate să dureze. Deci, a căuta judecata, cred că înseamnă acest lucru. A căuta să fim în adevăr, a căuta să avem relații bazate pe dreptate și așa vom împlini voința lui Dumnezeu. Cred că și astfel pot fi înțelese aceste cuvinte care au fost alese ca și moto pentru această săptămână. Cuvinte pe care cu siguranță le vom auzi mai des în decursul acestor zile, participând la diferitele momente de rugăciune și de reflexie, de ce nu, de întâlnire care vor fi organizate, și în acest sens v-aș întreba ce ne spune despre aceste moduri, diferitele moduri în care se marchează această săptămână, poate la nivel național, de ce nu, chiar și în eparhia de Lugoj. Există întâlniri în diferite orașe ale țării noastre. Biserica Catolică este promotoare, Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică, am văzut asta în decursul anilor deja. De obicei, ceea ce se face este că, prin rotație, în diferite biserici, ale diferitelor confesiuni, se adună liderii acestor confesiuni, vin credincioși, și întâlnirile constau în a face lecturi biblice, a face un cuvânt de învățătură, rugăciuni, gesturi simbolice, și uneori acestea sunt urmate și de o masă comună. Cam aceasta este structura pe care am întâlnit-o eu de-a lungul anilor. Se fac întâlniri la București, la Cluj-Napoca, cu siguranță în foarte multe orașe, eu nu cunosc toate acestea. Este o practică pe care am experimentat-o atât la Cluj-Napoca, cât și la
Bistrița, unde pot să spun că a fost maximul, pentru că după, pentru că săptămâna pentru Unitatea Creștinilor, ani la rând, a fost o săptămână a prieteniei cu adevărat între, între liderii confesiunilor creștine de acolo. Și acum câteva lucruri legate de de Lugoj. Aici este o realitate complexă, întrucât ne suprapunem teritorial ca și eparhie de Lugoj cu o dieceză romano-catolică, cea de Timișoara, și cu mai multe eparhii ortodoxe. Avem un calendar și pentru acest an foarte bogat. Sâmbătă, 21 ianuarie, ne vom întâlni cu liderii religioși de la Lugoj, în Catedrala Greco-Catolică, și aici întâlnirile se fac pe rând. Acum este rândul nostru. După aceea, duminică, la Timișoara, fiind gazde de tot greco-catolici în acest an, așa s-a nimerit, cu conducătorii, cu liderii confesiunilor de acolo. În 23, la Oravița, vom fi trei episcopi, romano-catolic, ortodox și greco-catolic, care ne vom întâlni în trei biserici diferite, la fiecare aleasă, alege, fiecare confesiune alege o biserică, și vor fi prin urmare trei seri. Una la Oravița, unde vor fi gazde romano-catolici, la Caransebeș vom fi gazde noi, și în 26 la Oțelul Roșu va fi gazdă biserica ortodoxă. Și va fi și o întâlnire în 25, miercuri 25, a tineretului catolic la Timișoara. Acesta este calendarul și, cum spuneam, structura este plus minus cam cea pe care am spus-o la început. Întâlnirile la care îi invităm încă de pe acum și pe ascultătorii, telespectatorii noștri să participe, indiferent de locația în care se află, cu siguranță eparhia, dieceza de care aparțin, organizează astfel de întâlniri. Un gând final, preasfințite, pe lângă rugăciune, ce ne invitați să mai facem în mod practic, în viața de zi cu zi, pentru unitatea creștinilor? Trebuie știut că ecumenismul are mai multe, să le spunem, dimensiuni, mai mult, e făcut din mai multe straturi. Telegrafic le amintesc, pentru că sunt importante și pentru că împreună formează acest demers pe unitate. În primul rând este dimensiunea umană, foarte simplu, omenia, relațiile care sunt date de bunul simț. Apoi există dimensiunea doctrinar-teologică, care este partea teologiilor, fiindcă noi creștini ne-am despărțit neînțelegând bine anumite puncte de doctrină, anumite învățături de credință esențiale. Și pentru a ne uni, pentru a ne apropia și uni, este nevoie de un drum. Un drum lung, un drum greu, un parcurs, care se face studiind, discutând. Există există Consiliul pentru Unitatea Creștinilor, care lucrează teologic de mulți ani de zile în acest scop, și s-au făcut pași în aceste. Deci, această dimensiune teologică a studiului, în care mari teologi ale diferitelor confesiuni se pun de acord și spun: a, acest lucru care ne desparte, iată că, de fapt, în realitate l-am înțeles fiecare în felul nostru. Apoi, dimensiunea biblică, sigur că este foarte importantă, fiindcă de acolo ne hrănim cu toții și aceasta ne luminează. Știm că Iisus a suferit de-a dreptul, privind profetic peste viacuri, și ne-a lăsat această imagine de o frumusețe rară și de o duioșie deosebită, a imaginea găinii mamă care are puișorii sub aripi și protejează, spunând: Ierusalime, de câte ori am vrut să îți adun pe copiii tăi așa cum își adună găina puii sub aripi. Iisus suferă, trebuie să ținem cont de aceasta. Iisus suferă și este pregătit să ne adune, să ne pună împreună, să ne ocrotească. Apoi, în sfârșit, dimensiunea spirituală, care are la bază, sigur, rugăciunea. Am amintit deja despre asta. În rugăciune dialogăm cu Dumnezeu, lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească și aceasta ne unește. Și ultima dimensiune, care de fapt nu este ultima, dar completează, ar fi dimensiunea pastorală, adică să nu ne oprim numai la a studia, a ne ruga împreună, a ne asculta împreună. Și s-a constatat că ceea ce creează unitate sunt proiectele comune.
Adică în munca pastorală pe care o facem, găsim, unii au găsit și sigur se vor găsi în continuare idei, propuneri, să facem lucruri împreună ca și comunități creștine. Există atâtea nevoi în societate și atunci când ne unim ca și comunități pentru a răspunde acestor nevoi, aceasta creează comuniune. În câteva cuvinte, cam acestea sunt straturile, sunt dimensiunile din care este făcut acest demers ecumenic spre unitate. Mulțumim mult, preasfințite, pentru aceste puncte de reflecție, dar și clarificări, aș îndrăzni să spun, care cu siguranță ne sunt de folos pentru a înțelege importanța acestui drum ecumenic la care fiecare dintre noi e chemat să facă proprii pași. Vă dorim o zi binecuvântată, o săptămână plină de roade în acest drum al unității creștinilor și mulțumim încă o dată pentru prezența în emisiune. Eu vă mulțumesc, lăudați să fie Iisus. În vecii vecilor, amin. Dragi ascultători, dragi telespectatori, a fost alături de noi până în acest moment prin telefon preasfințitul Călin Ioan Bot, episcopul auxiliar greco-catolic de Lugoj, dar și președintele Comisiei pentru Dialog și Ecumenism în Conferința Episcopilor din România. Am vorbit despre săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, care, vă reamintesc, are ca temă anul acesta: Învățați să faceți binele, căutați judecata. Viața spirituală a diecezei romano-catolice de Iași, în imagini și sunet. Ercis Media.